atenție, Rusia, suntem cu ochii pe tine. Este mesajul Statelor Unite care anunță că a inculpat 5 membri ai Serviciului de Informații Militare Ruse pentru atacuri cibernetice asupra Ucrainei și a țărilor NATO. Recompensa, 60 de milioane de dolari, mai mult de dublu decât suma oferită pentru prinderea lui Osama Bin Laden în trecut. Mai multe despre subiect știe însă Sebastian Ujică, editor Aleph News. Bine te-am regăsit, Uji. Bună, Mihaela. Cine sunt hackerii pe care i-a pus sub acuzare Departamentul de Justiție? De cum spunea, este vorba despre 5 membri ai Serviciului de Informații Militare Ruse care sunt acuzați de atacuri asupra companiilor ucrainene și americane, asta înainte de invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Atacurile care au fost în ianuarie în acel an sunt cunoscute sub numele de Whispergate și au fost un mod prin care Rusia încerca să destabilizeze Ucraina, asta înainte să înceapă invazia. Atacurile aveau menirea de a bloca guvernul Ucrainei, să oprească sateliții folosiți pentru comunicație și să sperie alte țări NATO care s-ar fi putut să intervină, desigur, în ajutorul Ucrainei. Însă acele atacuri au fost oprite atunci de către Divizia Cyber a Statelor Unite împreună cu companii cum ar fi Microsoft, Google și Amazon, care s-au oferit și au mutat operațiunile guvernului Ucrainei în cloudurile lor. Și astfel guvernul ucrainean a putut continua să funcționeze și să organizeze și apărarea. O nouă dezvăluire făcută de New York Times este că Microsoft a fost cea care avertiza Casa Albă despre o furtună în spațiul online în seara dinainte de începerea războiului, furtună care prevestea această începere a războiului. Decizia de acum a Departamentului de Justiție american de a inculpa pe cei 5 responsabili pentru Whispergate nu înseamnă că și vor fi prinși aceștia. Și de ce atunci această decizie de a-i inculpa oficial? Da, pentru că transmite un mesaj clar către Rusia. Uite, un alt inculpat este Amin Stigal, despre care oficialii americani spun că este hacker civil, care însă a început să lucreze pentru guvernul rus după ce s-a mutat în această țară. Practic, Rusia a devenit un safe haven pentru hackeri. Condiția pusă pentru a fi protejați pe teritoriul rus fiind să accepte să lucreze și pentru Kremlin. Mi se par sugestive cuvintele lui Matthew Olson, asistentul procurorului general pentru securitate națională. El spune, mesajul este clar pentru serviciile militare ruse și pentru Rusia. Vă urmărim, ne-am infiltrat în sistemele voastre, FBI și Departamentul de Justiție vor fi neînduplecate în misiunea de a vă opri, spune Olson. Să nu uităm că săptămâna asta Departamentul de Justiție a oprit și misiunea Doppelganger, care avea ca scop influențarea alegerilor prezidențiale din acest an. Practic 30 de domenii care aveau ca scop manipularea și nu doar a publicului larg, ci și a unor politicieni, a unor oameni de afaceri sau influenceri, aceste domenii au fost blocate. Uji, mulțumesc pentru informații.